Romanul Inocența Păcatului, în primul rând, aș vrea să mă prezint, deși am fost prezentat. Sunt Necuz Marius, am 43 de ani și sunt locuiesc în București. Romanul Inocența Păcatului, pentru care ne aflăm astăzi aici, este apărut în decembrie anul trecut. Este cel de-al doilea roman al meu. Într-adevăr, scriu pagini multe pentru că am multe de spus. Romanele mele sunt romane de aventuri. Nu stagnează acțiunea, nu vă vor plictisi. Sunt veridice, sunt autentice, pentru că mare parte din ceea ce se descrie în ele, dacă nu am trăit personal, au trăit-o prietenii și cunoștințele mele. Am avut ghinionul și acum spre maturitate, norocul, îl pot considera noroc, de a avea o copilărie aventuroasă, o adolescență pe măsură, o viață aventuroasă. Și din această viață aventuroasă vă împărtășesc și dumneavoastră. De aceea, chiar dacă vă va șoca ceea ce citiți în aceste romane, pentru că, spre exemplu, în Îngeri Rătăciți, plecăm din comunism, dintr-un orfelinat comunist, traversăm Revoluția și ne oprim în tranziția sălbatică de după. Avem de-a face cu orfani, cu aurolaci. Poate nu vă va conveni ce veți citi, pentru că în mare este modul în care noi ne batem joc de generațiile noastre. Dacă ați observat dumneavoastră, o să revin puțin cu o amintire, deci tata